În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi, în Sfintele noastre biserici, s-a citit cea mai grea evanghelie de peste an. Și întrebarea e așa: cum să stratezi vrăzmașii? Ce să faci cu ea, cu ei? Merită oare cei care ți-au făcut rău, te-au vorbit de rău, să le faci bine? E o întrebare. Eu vă spun, probabil nu merită. Dar dacă îl ai pe Dumnezeu și îl asculți pe Dumnezeu, de dragul lui, îi vei binecuvânta pe cei care ți-au făcut rău. Dați-mi voie să încep prin o întâmplare și apoi ne vom uita la acest text adânc și greu. O femeie s-a dus la părinte și a spus așa: părinte, așa problema am și cu soțul și cu o vecină, am încercat toate posibilitățile, tot ce am știut eu, n-a dat rezultat. Și părintele a spus: da, cu cărbune aprinși ai încercat. Părinte, nu cu cărbune aprinși, n-am încercat, numai cu apă clocotită. Am aruncat pe amândoi apă clocotită. Nu așa, Doamnă dragă. În Scriptură spune așa: dacă vrăzmașului tău este foame, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă e dezbrăcat, îmbracă-l. Și acolo scrie: așa vei aprinde, vei pune cărbune aprinși pe capul lui. Mântuitorul spune așa: iubiți pe vrăzmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine la cei care vă fac rău și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Vă spun sfârșitul predicii la început. Tot ce spune Hristos, prin firea noastră slabă, nu putem face. Dacă cineva îmi spune ceva, îmi vine să-i spun și eu sau să-i dau un pumn. Dar dacă Dumnezeu e în mine, și dacă Dumnezeu mi-a înnoit inima și trăiește în mine, voi putea să fac, să-mi binecuvintez vrăzmașii, să mă rog pentru ei. Dacă încă nu poți, începe să te rogi și spune așa: Doamne, dă-mi o inimă ca a ta, să văd fiecare om, fiecare vrăzmaș prin ochii tăi. Vă spun așa de la început, în lumea aceasta sunt două categorii de oameni. Oameni care dau cu pietre și oameni care încasează pietre. Repet, sunt oameni care dau cu pietre și oameni care încasează pietre. Totdeauna Hristos stă lângă cel care încasează, stă lângă el. Vă dau două exemple. La Hristos au adus o femeie săracă prinsă în păcatul adulterului și erau mulți, mulți oameni cu bolovani în mână. Hristos stătea singur lângă ea și scria. Unii tâlcuitori spun că scria păcatele celor cu bolovani în mână. Și oamenii întrebau: ce să facem? Hristos stătea liniștit lângă ea. Cine-i fără păcat să ia piatra și să dea? Și-au lăsat bolovanii și-au plecat acasă. Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul mucenic creștin, știți ce făcea? Erau oameni cu bolovani și loveau în el și sângele curgea. Și el spune: Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Și Scriptura spune că cerul s-a deschis și Fiul lui Dumnezeu stătea în picioare așteptându-l pe Ștefan. Totdeauna, ascultați-mă cu atenție, Hristos stă lângă cel care încasează și iartă și rabdă și binecuvintează. Dacă cumva ai pietre sau dacă cineva are pietre și răutate și injurii și blesteme, omul acela e de la Dumnezeu, oricine ar fi el. Oamenii lui Dumnezeu n-au pietre, au bunătate, au iertare, au pâine. Oamenii satanei au pietre,
au jigniri, au batjocuri, au tot felul, ei aruncă, i-o spus și la ceva, imediat îl plesnește și el. Dar aș vrea să luăm un caz concret. Te jignește un vecin, îți spune o vorbă urâtă, te batjocorește. Ai două posibilități. Fie să-i răspunzi la fel, dar atunci ești ca el. Fie să taci, să rabi, să înghiți. Dar ceva spune, dar eu n-am gură să-i spun, dar eu nu pot să-i spun, dar eu n-am pung să dau. Ascultă-mă, niciodată nu lua armele satanei, rămâi cu ale dumitale, rămâi cu bunătatea, rămâi cu iertarea. Am auzit povestea unor copilași, copii, 7, 8, 10 ani, aruncau cu piete și cu noroi într-o casă. Dar unul nu a vrut să arunce, a spus, eu n-arunc. Și copiii, iertați-mă, au spus, măgarule. Și băiatul a mers acasă, năcăjit la bunicul. De ce ești năcăjit, băiatul? Nepoate. Auzi ce mi-a spus, n-am dat eu cu piete în casa cuiva și cu noroi și mi-a spus, măgarule, nu vreau să se mai joace cu mine, hai cu mine. L-a scos undeva la deal, undeva la pădure și a spus, strigă tu tare, măgarule! Și a strigat și s-a auzit dincolo ecou, măgarule. Și bătrânul i-a spus așa, auzi, ei sunt ecou diavolului. Ascultați-mă cu atenție, ori de câte ori facem rău, noi suntem ecoul celui rău. Ori de câte ori facem bine, suntem ecoul lui Dumnezeu. Și examenul credinței stă aici. Pot să iert, pot să tac, pot să înghit, pot să îmbrățișez. Tot nebunul știe da cu pumnul. Toată lumea știe. Cu pumnul, cu piciorul, cu vorba. Omul cu minte, omul înțelept, omul credincios, știe tăcea și știe să se roage. Pentru că aș vrea să vă spun așa și să privim fiecare om prin ochii lui Dumnezeu. E o mare diferență între un om și faptele lui. Omul și faptele lui sunt două lucruri diferite. Un om când îl vezi plin de ură, de răutate, de blesteme, să-ți fie milă de el. El e robul satanei. Ascultă-mă cu atenție. Când văd pe cineva chinuit de diavolul, chiar dacă are ură și răutate, încep să mă rog și spun, Doamne, ai milă că omul acesta a căzut în cursa diavolului. Ați văzut un ban de aur? Poate că n-ați văzut, dar dacă un ban de aur l-ați găsit, aur plin cu noroi. Banul-i tot bană, e de aur, dar s-a pus noroi pe el. Dragii mei, fiecare om e aur. Fiecare om, indiferent cât de stricat el e aur. Dar s-a pus noroi pe el. Nu disprețui și aurul și noroiul. Da, nu-i voie și nu iubim faptele păcătoșilor, dar iubim pe păcătoși. Îi iubim pe oameni, că sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar întrebarea e, ce ar trebui să fac? Patru lucruri foarte importante. Unu, indiferent cine ce-mi face, să nu am urmă de răzbunare în mine, nici în gând. Repet, indiferent cine ce mi-a zis, ce mi-a făcut, nu-i voie să am urmă de răzbunare nici în gând. Scriptura spune, a mea este răzbunarea, eu voi răzbuna. Lasă-L pe Dumnezeu să răzbune, nu-i treaba dumitale. Pentru că Iisus a spus așa, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Că dacă n-a iertat, intră răzbunarea în sufletul tău. Al doilea lucru, ce trebuie să-l faci? Să-i binecuvintezi, adică să-i vorbești numai de bine. Ia încearcă. Ți-a făcut o grămadă de rele vecina, dar totuși are o parte bună. Nu lua armele ei să o vorbești de rău. Vorbește-i de bine. Trei, fă-le bine. Fă-le bine, caut un moment să-i faci un bine încât să-l uimești. Și patru, pune-i pe lista ta de rugăciune și pomenește-i de două ori pe zi. Spune, Doamne, ai milă de Vasile, de Iuliana, Doamne, binecuvintează și fă asta. Și vei vedea
că și inima dumitale se va schimba, și inima lor. Am auzit undeva în anii 1940-45, undeva în zona Hunedoarei, un român a venit din America, era poreclit american. Era vreme grea, dar la american se mânca bine. Oricine ajunge la americanul era slănină, era dulceață și americanul era și credincios și cu inimă bună. Și oamenii mergeau și americanul făcea masă, era român, dar a fost în America și era cu stare. Se spune că un om care mergea prin case și fura, undeva într-o seară a spus, americanul nu e acasă și mă duc și îmi iau și eu ce-mi trebuie, că la american găsesc. S-a dus, a intrat în pifniță, a început să pună ce-a putut el acolo. Americanul era acasă și-a prins lampa cu petrol, cum era atunci, a coborât. Când s-a văzut omul dat de gol, a vrut să fugă. Și omul american a spus, stai, ai pus fasole nealeasă, cartofi, golește-le toate. Uite, hai, punem aici fasole aleasă, punem cartofi, i-a pus de toate, în doi săcuți. I l-a pus pe umăr, când a ajuns în dreptul prins, a spus, no, stai în loc, pune jos și vii în casă să mănânci. Dar nu pot să mănânc. Hei, soție, ce-ai mai bun în cămară? Omul ăsta e flămând, dă-i să mănânce. O mânca, scrie, cu noduri, cumva pe gât, ce să poți mânca, te prinde la furat și tu să mănânci. Când a ajuns acasă, omul a spus așa, hei, soție, e așa de bun Dumnezeu ca americanul ăsta, să știi că eu am gătat cu furatul în seara asta și e duminică, mergem și noi la biserică și vrem să fim și noi oamenii bisericii. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu, totdeauna pentru rău, întorc totdeauna cu bine. Dar oare cum începe războiul? Că toată problema e a început și greu să-l potolești. Vă spun cum începe. Îți spune cineva ceva și tu rapzi odată sau de două ori. Dar a treia oară ieși din pepen sau cum se spune. În Scriptură spune așa, cine este iute la mânie, face prostii. Primul pas, foarte greu, nu-ți pierde cumpătul. Omule, orice ți-ar spune, nu-ți pierde cumpătul. N-am un ciocan, dar vreau să vă imaginați un ciocan, voi îl folosi ca o ilustrație. Dacă un om e nervos și agitat, e ca o codă de ciocan, o sări coda de ciocan și mai e bună ceva dacă o sărit. Nu mai e bună de nimic. S-ar putea să spui lucruri adevărate, dar nu te ia nimeni seamă că o sărit ciocanul din codă. Și atunci când sare ciocanul, păi mergi pe unde nu vrei. Așa și cuvintele tale. Le spui și atunci spui și lovesc că stea grozav, ca un ciocan care a zburat și nu-l mai poate opri nimeni. Dar mai mult decât atât, ciocanul ăla face mari stricăciuni și apoi va trebui probabil reparate. Ai grijă să nu-ți pierzi cumpătul. Ai grijă că la nervi spui mai multe decât vrei și apoi foarte greu de a aduce vorbele înapoi. Le-ai spus și s-au dus pe totdeauna. Primul pas e așa. Ai grijă să nu-ți pierzi cumpătul. Doi, dacă cumva s-a întâmplat și a apărut cearta, iartă repede și cereți iertare. Nu lăsa să treacă timpul. Știți de ce? Că amărăciunea și răzbunarea se coboară în suflet. Noi spunem, timpul rezolvă. Nu rezolvă timpul nimic. Timpul adâncește. Când s-a întâmplat, cât mai repede, cât tu te întinde mâna, iartă-mă frate, iartă-mă creștine. Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Repet, ai grijă dacă ți-a ieșit din pepeni,
du-te repede și te împacă. Du-te repede și cere-ți iertare. Nu lăsa să zacă în sufletul tău răutatea și răzbunarea, că va fi foarte greu să le scoți după aceea. 3. Ori de câte ori auzi pomenindu-se despre vrăzmașul tău ceva, bine sau rău, tu rostești o rugăciune. Rostește o rugăciune și spune tot binele care știi despre el. Știi de ce? Că atunci răutatea din tine se va topi. Urmați pașii ăștia. Ai cu cine ceva, du-te astăzi, întinde mâna, iartă-mă, frate. Și totdeauna când auzi de numele cutare, rostește o rugăciune. Doamne, binecuvintează. Și mai e ceva. Spune totdeauna tot binele despre el și niciodată, și niciodată de rău. Mă apropii de încheiere. După Revoluție, un ofițer de la Gherla s-a dus la părintele Silaghi de la Ogna Mureș să-și ceară iertare. S-a întâmplat așa, părintele Silaghi a fost închis la Gherla și ofițerul acesta, fiind tânăr, în râvna lui nebună pentru, nu știu, partid, pentru, l-a culcat pe părinte pe jos și cu ciocanul i-a zdrobit, așa, dat peste toată coloana vertebrală. Sigur, a paralizat, l-au trimis acasă din temniță, a stat ani de zile acasă, dar părintele Silaghi a spus: Doamne, Tu m-ai învățat să mă rog pentru cei care mi-au făcut rău. Și s-a rugat. La câteva zile după Revoluție, un ofițer de la Gherla vine și spune la casa părintelui Silaghi: pe părintele Silaghi îl caut. Era un bătrâner ramolit, era în cărucior, eu sunt. Ofițerul a căzut în genunchi și a spus: puteți să mă iertați, dragă, înainte de a lovi, în timp ce mă loviai și de cât m-ai lovit și m-ai lăsat în cărucior, în fiecare zi eu te port în rugăciune ca Dumnezeu să aibă milă de sufletul tău. Dragii mei, armele creștinului sunt așa: bunătatea, rugăciunea, iertarea. Dar poate vei spune: părinte, dar uite ce-a făcut el. Asta e treaba lui. Armele satanei e batjocura, răutatea, blestemele, vrăjile. Astea sunt armele satanei. Eu vă chem astăzi. Orice ai avea împotriva oricui, iartă, întinde mâna. Și dacă cumva ai avut bolovan în mână împotriva cuiva, vorbe și atitudini, vă rog, îl voi ruga pe fratele Tico aici, lângă biserică, sau pe fratele Dorin, să pui un sac, să le puneți toate pietrele acolo, și vă rog ceva, să mergem de asta, să spunem: Doamne, umple inima noastră de bunătate, numai vorbe de iubire, numai priviri de iubire, numai brațe de iubire. Doamne, vrem să fim ca Tine. Doamne, ajută-ne să fim ca Dumnezeu, să iubim ca Dumnezeu și atunci vom moșteni raiul împreună cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!